Sper că sunteți bine, voi și familiile voastre, și sper că faceți față cu brio la această situație fără precedent, cu această pandemie. Sper că sunteți sănătoși și că puteți munci în condiții bune sau foarte bune. În acest material o să încerc să vă arăt ce variante inovatoare există acum în aceste zile în care ni se recomandă o limitare fizică, o limitare a apropierii față de alte persoane, pe cât posibil să evităm aglomerațiile și intrarea în contact cu persoane pe care nu le cunoaștem. Și acest lucru este extrem de benefic când vine vorba de o solicitare pentru o operație sau o procedură de chirurgie plastică sau chirurgie estetică. Aici intră în acțiune consultația video sau consultația online. Dacă în ultimii ani aveam pacienți care călătoreau din celălalt colț al Europei pentru o consultație și pentru a li se stabili un algoritm legat de operație și a înțelege ce presupune acea operație, a înțelege unde se operează și cine îi operează, care sunt riscurile intervenției și toate detaliile pe care trebuie să le știe în perioada de după intervenție, în ziua de azi acest lucru este extrem de facil, putând să îl oferim de la distanță. În minutele următoare vă voi arăta câteva variante pe care le aveți la dispoziție în momentul în care ați vrea să solicitați o consultație de chirurgie estetică sau de chirurgie plastică. Una dintre variantele cele mai uzuale pe care le folosesc pacienții noștri pentru o solicitare legată de o consultație sau de o intervenție este cea prin e-mail. E foarte simplu să se acceseze site-ul www.cosmedica.ro, de unde pacientul își selectează procedura pe care o dorește și acolo va solicita o programare pentru o consultație. În primul rând, va face o solicitare legată de intervenția pe care și-o dorește, va putea să își noteze numele, numărul de telefon, adresa de e-mail, solicitarea pe care o dorește, medicul pe care îl dorește și, bineînțeles, dacă are un mesaj legat de asta. În această situație, pacienta dorea o procedură de augmentare mamară cu implanturi, ne-a menționat câteva aspecte despre situația ei și ce își dorește, m-a ales pe mine ca și medic și următorul pas pe care eu îl voi face, îi voi trimite un link prin care ea poate chiar de la distanță să își facă programare pentru o consultație online. În situația în care dorește sau poate să vină foarte ușor pentru o consultație în persoană, noi o vom contacta telefonic sau ne poate contacta direct, ea telefonic pentru a-și face programare la colegele mele de la recepție pentru o consultație în persoană. În cazul consultației online, adică video de acasă, mare varianta de a intra pe site și de a-și face programare pentru o consultație online sau îi voi trimite eu acest link prin care îi va fi foarte ușor să intre, să acceseze platforma. De aici își va alege una dintre cele două, fie WhatsApp, fie Whereby. Să presupunem că WhatsApp-ul este la îndemâna tuturor, Whereby-ul este platforma pentru laptop sau pentru PC, pentru desktop. Să presupunem că dorește prin WhatsApp, apoi mai departe își va alege chirurgia estetică a sânilor, deoarece ea dorea o consultație, o operație de augmentare mamară. Aici va alege implant mamar. Mai departe își va alege medicul, pe mine sau pe tatăl meu. În acest caz a dorit la mine. Și următorul lucru va alege data și ora. Mai departe eu o voi contacta la ora și data menționată și vom putea face consultația online văzându-ne live prin platforma WhatsApp și stabilind detaliile legate de cazul ei.